Principala bătălie electorală în județul Timiș, dar și în municipiul Timișoara, se dă între coaliția PSD-PNL și Alianța Dreapta Unită. Haideți să intrăm direct în subiecte și vă rog să avem grijă să nu irosim timpul cu complimente, așa, cu saluturi și așa mai departe. Socialdemocrații și liberalii îl propun pe Nicolae Robu, cel care a mai condus Timișoara timp de 2 mandate, să-i fie adversar actualului edil în funcție, Dominic Fritz de la USR. Inginer de meserie, Nicolae Robu are 69 de ani, iar în politică a intrat în anul 2008, când a câștigat un mandat de senator pe listele PNL. Pe vremea când era parlamentar, Nicolae Robu s-a remarcat cu o inițiativă pe cât de inutilă, pe atât de caragioasă. Am analizat poezia asta și de mult mă tot frământă. Mi se pare așa o tâmpenie să înveți copiii, mai ales la vârsta la care enunțele foarte multe lucruri, această poezie. În primul rând că încep să le vorbești despre furat, de la cea mai fragedă vârstă, de la 3 ani. A fost ales primar al municipiului Timișoara de 2 ori, în 2012 și în 2016. A pierdut însă alegerile din 2020. În martie 2023 a intrat în atenția Direcției Naționale Anticorupție. Nicolae Robu și mai mulți funcționari ai primăriei sunt cercetați pentru abuz în serviciu. Ar fi vorba despre emiterea unei autorizații de construire pentru o clădire de locuințe care inițial trebuia să aibă 2 duplexuri, dar care până la urmă a ajuns să numere 8 apartamente. Nicolae Robu a negat însă acuzațiile. Validatele sunt suspecte. O să învățați că sunt în dosar, pentru că eu am semnat, n-am văzut semnătura la presupun, este semnătura mea, holograf. În trecut, Nicolae Robu a mai fost trimis în judecată și într-un dosar ce vizează retrocedarea unor imobile, dosar aflat încă în instanță. A beneficiat de-a lungul timpului de sprijinul tuturor conducerilor liberale, inclusiv de cea a lui Ludovic Orban, care astăzi merge pe mâna lui Dominic Fritz, grație alianței cu USR și PMP. Au existat și încă există diferențe de doctrina politică, dar ne unește un crez și acest crez că România este că România este în pericol și că trebuie să ne unim cu forță, cu curaj și cu determinare. Nicolae Robu s-a făcut remarcat la nivel național doar prin postările de pe Facebook, care s-au viralizat și au stârnit un fluviu de ironii la adresa sa. Principalul contracandidat al lui Nicolae Robu este Dominic Fritz. S-a născut într-un sat din sudul Germaniei, iar în România a ajuns prima dată în 2003, pe când avea 19 ani, ca voluntar la o casă de copii din Freidorf, Timișoara. Are o licență în științe politice și administrative obținută la Universitatea Konstanz din Germania. De asemenea, susține că are un masterat în studii de post-conflict la Universitatea din York, Marea Britanie. Înainte de a câștiga primăria Timișoarei, a lucrat inclusiv pentru un fost președinte al Germaniei. A câștigat alegerile din 2020 cu un scor de aproape 53%. A fost acuzat la vremea respectivă de fostul edil Robu că a candidat cu acte false și că a fraudat alegerile. Câte plângeri penale aveți? Să fiu sincer, nu știu, pentru că e foarte ușor, adică oricine poate trimite o plângere la DNA și se deschide automat un dosar. Eu de obicei aflu după ce se clasează un dosar că l-am avut. Adică, de exemplu, pentru asta pe alegeri, că nu știu, că aș fi fraudat alegerile pentru că nu am îndeplinit condițiile, a fost un dosar penal, dar s-a clasat, nu m-au chemat, nu știam ce se întâmplă, au mai fost câteva altele pentru abuz în serviciu, adică fiecare funcționar cu deci care... Deci nu știți câte aveți, dar sunt multe, că aud că-s multe. Eu știu că domnul Robu zice că am 10, nu știu, dar sunt câteva care s-au clasat. O altă acuzație pe care primarul Timișoarei o neagă vehement este cea privind presupuse legături cu serviciile secrete germane. Această teorie a conspirației trebuie să o spunem pentru că e amuzantă, este că eu am crescut într-un orfelinat
Cătălina din România, am luat cumva de serviciile nemțești, am fost pregătit acolo pentru, nu știu, a fura banatul și probabil de aceea încă n-am intrat în Schengen ca să mi se controleze portbagajul, să nu cumva plec cu banatul în portbagaj. În vreme ce Dominic Fritz susține că a atras peste 250 de milioane de euro din bani europeni, edilul este criticat că a băgat în insolvență compania Colterm, responsabilă pentru apa caldă din oraș, dar și că a mărit impozitele, taxele și prețul transportului public. De criza apei calde în oraș se leagă prima parte din mandatul lui Dominic Fritz. De pildă, aproape 60.000 de locuințe, inclusiv spitale și școli, au rămas fără apă caldă în octombrie 2021, vreme de câteva zile. Compania Colterm a primit ajutoare de la guvern, însă nu a putut evita insolvența. Pentru situația de la Colterm, Dominic Fritz a dat vina pe administrația Robu. La rândul său, fostul edil îl acuză pe Dominic Fritz că a dublat datoriile companiei de termoficare. Candidatura lui Dominic Fritz pentru un nou mandat a fost contestată, însă instanța i-a dat câștig de cauză, edilul având dreptul să poată fi reales. Mai trebuie spus că anul trecut, într-un context favorabil, Timișoara a beneficiat de fonduri substanțiale, din calitatea de capitală europeană a culturii, bani care au schimbat fața orașului. Este un moment special și pentru mine, dar și pentru PSD Timiș. Tandemul PSD-PNL este completat de candidatul pentru Consiliul Județean, în persoana lui Alfred Simonis, de profesie jurist, absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Tibiscus din Timișoara, în 2009. Este în prezent șeful organizației PSD Timiș. A devenit membru PSD în anul 2001, iar din 2006 a devenit președinte al Tineretului Social-Democrat. Între 2012 și 2016 a fost consilier municipal în Timișoara, iar între 2012 și 2015 era directorul executiv al aeroportului internațional Traian Vuia. În 2016 a câștigat primul mandat de deputat, iar în 2020 a fost reales. Este actualul șef interimar al Camerei Deputaților, iar pe lângă scandalurile cu George Simion de la AUR, de numele lui Alfred Simonis se leagă și mai multe controverse. De pildă, în 2023 a fost în mijlocul unui scandal privind contracte preferențiale prin PNRR. Mai precis, presa dezvăluia cum verișoara nașei lui Alfred Simonis era acționar într-o firmă care câștiga pe bandă rulantă contracte pentru digitalizare. Ca să-l susțină pe Alfred Simonis, liberalii l-au sacrificat pe Alin Nica, actualul președinte al Consiliului Județean Timiș, demis din fruntea organizației județene PNL după ce s-a opus înțelegerii de la centru privind candidații comuni. Alin Nica s-a transferat între timp la partidul Forța Dreptei, condus de fostul premier Ludovic Orban. Imediat după Revoluție, unii colegi de clasă râdeau de mine, uite pe ăla cum fuge după vacă, dar chiar și așa nu am neglijat școala, încă de atunci doream să le arăt alora care râdeau de mine că stăteam la coada vacii, că voi ajunge poate să fac mai multe pentru ei. Alin Nica este absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Politehnica Timișoara, pe care a terminat-o în 2004. Tot de atunci și-a început și cariera politică, când a fost ales primar al comunei Dudești Noi din județul Timiș. În vârstă de 23 de ani, era atunci cel mai tânăr primar din România. În 2005 a devenit reprezentantul României în Comitetul European al Regiunilor de la Bruxelles. A condus Dudești Noi din fotoliul de primar până în 2020, când a devenit președintele Consiliului Județean Timiș. Acum candidează pentru un nou mandat cu sprijinul USR, PMP și Forța Dreptei.